Salutare, dragi prieteni! Eu sunt Edi și astăzi discutăm despre relevanța argintului într-un portofoliu global cu mai multe active. Este un raport făcut de către echipa de consultanță macro Oxford Economics și de Institutul de Argint. Dar înainte să-i dăm drumul la treabă, dacă îți plac și ție știrile din lumea metalelor prețioase, dă și tu un like la acest video. Dacă ești nou în comunitatea noastră, abonați-te din interes pentru viață de succes și vei găsi linkul către articol și către raportul um, efectuat în descrierea acestui videoclip. Bun, și hai să vedem. Oamenii spun aici că Oxford Economics recomandă o alocare medie de argint între 4 și 6% pentru portofoliul investitorilor. Dar să vedem ce, ce spune raportul. Îi dați aici citește raport și la în limba engleză. Eu l-am tradus, bineînțeles, pentru românii noștri și să vedem ce zice. Relevanța argintului într-un multiactiv global portofoliu. Relevanța argintului într-un portofoliu multiactiv global. Da, este făcut în, la sfârșitul lui septembrie 2022. Și să vedem ce spune acest raport. Este un raport aprofundat și este bine de știut informațiile sale, și vă recomand să-l citiți. Dar hai să vedem despre ce este vorba și are și un mic răzumat la început. Diversificarea portofoliului urmărește reducerea impactului general al riscului atunci când investiți. Argintul este adesea trecut cu vederea în aceste decizii de alocare a activelor în favoarea aurului, în ciuda faptului că are propriile caracteristici unice de rentabilitate. Acest studiu examinează dacă argintul ar trebui privit ca o clasă de active distinctă care garantează o alocare strategică a investițiilor într-un portofoliu eficient de active multiple. Constatăm că alocarea optimă pentru argint este semnificativ mai mare decât deținerile din majoritatea portofoliilor de investitori instituționali. Prețul argintului este adesea comparat cu prețul aurului, dar există distinții importante între cele două metale prețioase care le pot afecta profilurile de risc randament. În special, peste jumătate din cererea de argint provine din aplicații industriale, ceea ce înseamnă că prețul argintului tinde să fie mai sensibil decât aurul la tendințele ciclului industrial global, ceea ce contribuie și la o volatilitate mai mare a acestuia. Volatilitatea mai mare este și un lucru bun și un lucru rău, pentru că poate să fie volatil în mod pozitiv, să crească exponențial. Și poate să fie volatil în mod negativ, să scadă exponențial, dar când este volatilitate negativă și scade exponențial, atunci este o perioadă de cumpărat. Bun, pentru a examina potențialele beneficii pe termen lung ale deținerii argintului într-un portofoliu, am comparat performanța sa istorică cu o serie de clase de active tradiționale inclusiv acțiuni, obligațiuni, mărfuri și aur pentru perioada ianuarie 1999 până în iunie 2022. Am constatat că argintul are corelații istorice relativ scăzute cu alte clase de active decât aurul, ceea ce sugerează că argintul ar trebui să aibă un potențial valoros de diversificare. Ca un test mai riguros pentru a stabili dacă argintul ar trebui să aibă o alăcare consecventă într-un portofoliu cu mai multe active alături de aur, am efectuat și o serie de simulări dinamice de optimizare a portofoliului. Simulările de optimizare au fost efectuate cu scopul de a maximiza randamentele ajustate la risc ale unui portofoliu de active mixte sub diferite constrângeri menite să reflecte preferințele de risc diferite ale investitorilor. Ponderii medii optime de argint într-un portofoliu istoric. Da, cei cu risc minim ar trebui să investească 4,4%, cei cu risc mediu 4,9% și cei cu risc ridicat 4,7%. Oricum, este peste media de 4% ca și investiție, cel puțin 4%. Bun. Să mărim, să vedem și noi mai bine. Să fie Treaba ca la carte. Pe parcursul perioadei noastre istorice de eșantion, ianuarie 99-iunie 2022, am constatat că alocarea optimă medie pentru argint pentru o perioadă de deținere de 5 ani variază de la 4,4% într-un portofoliu cu risc scăzut la 4,9% într-un portofoliu cu risc mediu și cu portofoliu de risc având o alocare medie de 4,7%. <coughs> mă scuzați, acest lucru reflectă caracteristicile argintului, având unele dintre proprietățile unui instrument de refugiu, dar și volatilitate mai mare decât alte active defensive, cum ar fi aurul și obligațiunile. Pentru a înțelege mai bine implicațiile investiționale ale mediului de piață în schimbare rapidă, folosim și modelul economic global Oxford pentru a investiga comportamentul potențial al argintului în raport cu alte clase de active în următorii 10 ani. Folosind aceste proiecții, am examinat potențialul rol viitor al argintului într-un portofoliu mix de active eficient. Rezultatele noastre indică faptul că alocarea optimă pentru argint în următorul deceniu variază de la 5,6% pentru un portofoliu cu risc căzut la 6% pentru un portofoliu cu risc mediu, și cu o pondere de 5,8% pentru un portofoliu cu risc ridicat. Aceste alocări sunt oarecum mai mari decât media alocărilor optime estimate folosind date istorice, reflectând parțial perspectiva mai pozitivă pentru argint în comparație cu istoria recentă. În timp ce perspectivele pentru economia globală și prețurile activelor în următorii 10 ani sunt supuse unei incertitudini considerabile, Analiza noastră indică faptul că un investitor cu risc mediu ar beneficia de o alocare dedicată a argintului de aproximativ 4 și 6%. Intervalul nostru istoric și estimări de prognoză Acesta este considerabil mai mare decât majoritatea portofoliilor de investiții instituționale, în care expunerile la argint în general nu depășesc 0,2% și sunt realizate în principal indirect prin intermediul indicilor de mărfuri. Bun, ce înțeleg eu de aici este faptul că instituțiile au cel mult 0,2% investit în argint și cei de la Oxford Economics și Institutul de Argint recomandă să aibă între 4 și 6%. Deci, o alocare a unei investiții substanțiale de la 0,2%. Până la cel puțin 4% este un, un pas foarte mare de investit. Introducere În ultimii ani, investitori instituționali și-au mutat părți substanțiale de portofoliile lor în afara deținelor de bază de acțiuni și obligațiuni, mulți având acum expunere la clase de active netradiționale, inclusiv mărfuri și aur. Argintul este adesea trecut cu vederea în aceste decizii de alocare a activelor în favoarea aurului, cu toate acestea, în ciuda caracteristicilor sale de rentabilitate fiind suficient de diferite de aur pentru a justifica posibil investiții în el separat. Acest raport analizează performanța investițională a argintului pentru a determina dacă acesta ar putea juca un rol de diversificator de portofoliu care oferă valoare investitorilor. Pe baza acestei analize, examinăm dacă argintul ar trebui privit ca o clasă de active distinctă care justifică o alocare strategică a investițiilor într-un portofoliu eficient de active multiple. Da. Raportul este organizat astfel. Secțiunea 2. Descriere performanță istorică a argintului în raport cu o serie de clase tradiționale de active. Secțiunea 3. Evaluează rolul argintului într-un portofoliu eficient de active multiple în ultimele două decenii. Secțiunea 4 estimează alocările optime de portofoliu pentru argint în următorii 10 ani. Detalii despre surse de date sunt prezentate în anexa 1, în timp ce anexa 2 oferă o descriere a modelului economic global Oxford. Bun, performanța istorică a argintului ca și clasă de activ. Teoria modernă a portofoliului afirmă că maximizarea rentabilității așteptate pentru un anumit nivel de risc poate fi obținută prin diversificarea portofoliului. Pe această bază, pe lângă activele tradiționale, cum ar fi acțiunile și obligațiunile, mulți investitori instituționali includ deja o alocare modestă pentru aur în portofoliile lor, datorită proprietăților sale ca instrument de refugiu. Uh... <coughs> în diversificarea portofoliului de investiții. Aici este un lucru care ca și investitor trebuie să ai foarte mulți ani în spate de investiții ca să diversifici, unul la mână. Doi la mână, cei care diversifică portofoliu, nu știu dacă foarte multe persoane, dar anumite persoane ascultă de Persoane sau ia sfaturi de la persoane care au deja experiență, și o experiență mă refer la undeva de 40 de ani, 30 de ani, ca și investiții diversificate. Și își trag sfaturile de la acea persoană. Dar, în general, dacă diversifici, vei plăti, da? pentru că n-ai experiență și de asta și vă recomand să cumpărați în general argint. Poți să cumperi și aur dacă tu ai destule informații că va exploda, dar și după cum bine știi informațiile, știi cum este. Dacă nu ești informat, nu e bine. Dacă ești informat, s-ar putea să fie informații greșite. Contează foarte mult sursele de informații. În fine, ideea ca diversificare în, în, acest sens, cred că poți să iei pe lângă argint, aur, platină, vorbim totuși despre metale prețioase, nu despre acțiuni și obligațiuni, etc. Știi? Sau ETF-uri. În fine. Bun. În timp ce aurul și argintul sunt adesea privite ca fiind interschimbabile, am examinat dacă argintul merită și o alocare strategică în portofoliile investitorilor, atât ca alternativă mai ieftină la aur, cât și pentru a beneficia de propriile sale calități intriseci. Performanța istorică a prețurilor argintului și aurului. Prețul argintului este adesea comparat cu prețul aurului, atât aurul cât și argintul sunt utilizate de investitori ca depozit de valoare și sursă de diversificare a portofoliului dar există distinții importante între cele două metale prețioase care le pot afecta profilurile de risc randament. După cum se arată în figura 1, prețurile argintului au avut tendința de a fi mai volatile decât aurul din punct de vedere istoric, dar prețurile s-au mutat în general împreună, în ciuda unor perioade de divergență. Da, pentru diversificarea portofoliului din punct de vedere al metalelor prețioase, este ok să să cumperi uh, și aur și platină și argint. În ce sens? După ce ai acumulat o anumită cantitate. Uh, că probabil uh, ești taxat doar pe aur sau doar pe argint sau doar pe platină. După ce ai acumulat cantitatea ta. Că la un moment dat simți că nu, nu mai ai nevoie de aur sau nu mai ai nevoie de argint sau de platină. Și că ai suficientă știi? Atunci poți să, poți să treci la următorul metal. Da? Spre exemplu, dacă ai aur, nu știu, de 100.000 de euro, de 5.000 de euro, de 1.000 de euro, de 100 de euro, dacă tu consideri că este suficient, atunci poți să treci la metalul următor. Când simți tu, că o să simți. Da? Că la un moment dat foamea de metal prețios o să fie potolită. Ei, când simți că ai suficient argint sau ai suficient aur, atunci poți să diversifici, da? Și ține cont că platina deocamdată este la un preț foarte accesibil. Bun. Privit în ultimii 40 de ani, raportul prețul aur-argint a fost în medie de aproximativ 65. Deși a oscilat de la un minim de 16 în ianuarie 1980 la un maxim de 126 în martie 2020. Mai recent raportul a scăzut semnificativ, deși rămâne peste media pe termen lung. Cu toate acestea, în ciuda acestor divergențe ale nivelurilor prețurilor din ultimul deceniu, corelația dintre prețurile aurului și argintului a rămas remarcabil de ridicată în această perioadă, într-adevăr, mai mare în medie decât în ultimii 30 de ani. Deși mișcările prețurilor între cele două metale pot fi similare, cu toate acestea, argintul ca clasă de active are în mod clar proprietăți care îl deosebesc de aur. Deci, acesta e un lucru foarte important ce spune aici: argintul ca și clasă de active are în mod clar proprietăți care îl deosebesc de aur. Asta înseamnă că până și cei de la Oxford și Institutul de Argint mai recunosc faptul că argintul ar trebui să fie mai scump. Da? Adică nu se compară cu aurul, indiferent cât de scump e aurul, el nu poate fi comparat cu aurul. Bun. Ca și în cazul majorității activelor reale, mișcările prețurilor aurului și argintului reflectă sursele lor unice de cerere și ofertă. În timp ce oferta anuală de aur este mult mai mică decât argintul pe bază de tonaj, reflectă în diferența mare de preț dintre cele două metale. Prețul mai mic al argintului înseamnă valoare. Oferta anuală este mult mai mică decât a aurului. Da, probabil că lumea, dacă nu este informată în sensul argintului, automat îi cumpără aur că așa știe de la bunici, străbunici, părinți, etc. Știi? Adică informații din familie și... Pe lângă informațiile din familie, trebuie să-ți faci și tu cercetarea ta, știi ce zic? Dacă nu faci cercetarea ta să cauți, să citești, să te informezi, să te interesezi, pe atunci așteaptă că o să spice din cer. Bun, acest lucru ajută la explicarea de ce argintul este mai volatil decât aurul, deoarece intrările, ieșirile mai mici de bani pot avea un impact semnificativ asupra prețului acestuia. În ceea ce privește dinamica cererii, deși argintul este clasificat drept metal prețios, peste jumătate din cerere, 55%, a provenit din aplicații industriale în 2019, comparativ cu doar 8% pentru aur. În parte, acest lucru reflectă proprietățile unice ale argintului, inclusiv faptul că este un puternic conductor termic și electric. Înseamnă că prețul argintului tinde să fie mai sensibil la tendințele ciclului industrial global, ceea ce contribuie de asemenea la o volatilitate mai mare a acestuia. Utilizarea argintului în industrie îl poate lăsa de asemenea expus schimbărilor tehnologice. O evoluție care a cântărit performanța argintului de la începutul secolului a fost apariția fotografiei digitale care a condus la un declin în utilizarea argintului pentru a dezvolta fotografii convenționale. Da, înainte argintul se folosea foarte mult la fotografii. Da, știți aparatele alea de <coughs> foto de la Coda care făceai fotografie și se imediat sau te duceai și cu filmul și scoteai fotografiile, era folosit foarte mult argint. Cererea din fotografia a reprezentat peste un sfert din oferta totală la sfârșitul anilor 1990, dar acesta a scăzut la doar 3% până în 2019, cu toate acestea, deoarece fotografia reprezintă acum o pondere relativ mică a cererii, influența sa asupra prețurilor argintului va fi totuși mai redusă în anii următori. De fapt, povestea cererii structurale poate deveni acum mai pozitivă pentru argint, deoarece va beneficia de creșterea pe termen lung a utilizării finale în diverse aplicații de energie verde, inclusiv vehicule electrice, care au o încărcare mult mai mare de argint decât vehicule convenționale și stocarea energiei, precum și dispozitive și rețele 5G. Deci, argintul va fi folosit mai mult, adică va crește. Folosința lui în energie verde, vehicule electrice, baterii, da, sucare energiei și dispozitive și rețele 5G. Deci, a scăzut folosirea lui în industria fotografică și va crește pe industria verde. Bun. spre deosebire de argint. Cererea de aur este dominată de rolul său ca activ monetar și marfă. În timp ce 49% din oferta de aur a fost folosită pentru bijuterii în 2019, de exemplu, bijuteriile au reprezentat doar 26% din cererea totală de argint. Și în timp ce cererea de investiții pentru argint a reprezentat 19% din cerere, 43% din cererea de aur a fost pentru investiții dintre care 29% din partea investitorilor privați și 14% din partea băncilor centrale. O evoluție importantă care a contribuit la susținerea prețurilor aurului în ultimele două decenii a fost aceea că băncile centrale din piețele emergente au fost cumpărători neți de aur din 2009. În schimb, băncile centrale nu dețin practic argint în rezerve. Da, asta este un lucru pe care s-ar putea să se schimbe, mă gândesc. Pentru că băncile știu ce se întâmplă în piața metalelor prețioase și cu siguranță vor lua măsuri. Adică gândiți-vă că în Rusia băncile au vândut 89 de tone de argint către cetățenii săi. Uh, am articolul într-un video anterior, puteți să îl căutați dacă doriți, dar ideea este că în Rusia băncile deja practică să, să vândă argint. Deci asta înseamnă că dețin argint. Poate nu Banca Centrală a Rusiei, dar oricum băncile comerciale, ca să zic așa. În ansamblu, această analiză sugerează că caracteristicile de rentabilitate ale argintului sunt suficient de diferite de aur pentru a justifica posibil investiții în el separat. Pentru a examina mai în profunzime beneficiile pe termen lung ale deținerii argintului ca clasă de active, următoarea secțiune compară performanța sa istorică cu o serie de clase de active mai tradiționale, inclusiv acțiuni, obligațiuni și alte mărfuri. Rolul potențial al argintului ca diversificator de portofoliu Pentru a examina potențialele beneficii pe termen lung al deținerii argintului într-un portofoliu, am comparat performanța sa istorică cu o serie de clase de active tradiționale, inclusiv acțiuni, obligațiuni, mărfuri și aur, pentru perioada ianuarie 1999 până în iunie 2022. După cum se arată în figura 4, rata sharp, care măsoară randamentele ajustate la risc, pentru argint în această perioadă este aceeași cu acțiunile piețelor emergente și de asemenea similară ca amploare, atât cu acțiunile pieței dezvoltate, cât și cu un coș diversificat de mărfuri. Din această măsură, se pare că performanța argintului este comparabilă cu aceste active de investiții de bază. Da? Și aici avem statisticile rezumate privind performanța claselor de active. Teoria modernă a portofoliului evidențiază modul în care o performanță îmbunătățită ajustată la risc într-un portofoliu de investiții poate fi obținută prin selectarea unei combinații de active care au corelații scăzute. Scopul alocării strategice a activelor este prin urmare de a selecta o combinație de active care sunt mai puțin probabil și să își piardă valoare în același timp. Un portofoliu poate fi de asemenea construit pentru a viza un randament așteptat pentru o anumită preferință de risc predeterminată prin alocarea strategică către clase de active care au caracteristici diferite de rentabilitate și volatilitate. Evaluarea dacă argintul adaugă valoare unui portofoliu bine diversificat necesită, prin urmare, analizarea corelației sale cu alte clase de active pentru a înțelege dacă răspunde diferit la schimbările condițiilor pieței, temperând volatilitatea globală a portofoliului și minimizând dezavantajele acestuia. Matricea de corelație din figura 4 arată că argintul are corelații istorice relativ scăzute cu alte clase de active decât aurul, în special corelația cu acțiunile piețelor dezvoltate, atât cu capitalizare mare cât și cu capitalizare mică. Și obligațiune este scăzută la 0,4, corelația cu acțiunile și mărfurile piețelor emergente este moderată la 0,5 în timp ce corelația cu obligațiunile piețelor emergente este ușor negativă. În general, acest lucru sugerează că argintul ar trebui să aibă un potențial valoros de diversificare. Cazul de investiții pentru argint se bazează adesea pe rolul său de activ, refugiu sigur, în perioadele de incertitudine a pieței. Aceste proprietăți ale argintului ca instrument de gestionare a risculor sunt ilustrate în figura 5 care demonstrează modul în care argintul s-a dovedit din istorie rezistent în perioadele de turbulențe de pe piețele de capital. Prețul argintului a crescut în timpul a patru din cele opt corecții bursiere experimentate în ultimii 20 de ani, în timp ce prețul s a scăzut cu mai puțin decât acțiunile în timpul celorlalte patru episoade. Deși argintul are performanțe slabe pentru a urca activ, adăpost sigur, el poate ajuta totuși la reducerea pierderilor în perioadele de stres pe piață. Deci, nu doar că contribuie la reducerea pierderilor, de fapt, el contribuie la reducerea pierderilor dacă aloci între 4 și 6%, dar dacă aloci mai mult, peste 6%. Zi un 10% sau 20% s-ar putea să reducă semnificativ pierderile din cauza stresului din piață în perioadele de stres de pe piață. Bun. Aici avem graficul. Performanța aurului și argintului în timpul corelațiilor pieței de acțiuni, în timpul corecțiilor. Metalele prețioase, precum argintul, sunt active fără randament, nu plătesc <coughs> dividende sau venituri investitorilor. Păi, da, asta o ei că e fără randament, ce nu plătesc dividende sau. Venituri. Venituri, da, că nu plătesc în mod constant, dar odată ce apare o fluctuație pozitivă, îți dai seama că ești plătit în mod regește. Bun. Când ratele reale ale dobânzilor cresc, aceasta înseamnă că costul de oportunitate al deținerii argintului crește, ceea ce tinde să exercite presiune în scăderea asupra prețului acestuia. Acest lucru ajută la explicarea corelației pozitive dintre randamentele totale ale obligațiunilor de argint și ale pieței dezvoltate, deoarece prețul obligațiunilor scade atunci când randamentele cresc. Acestea fiind spuse, aprobarea corelației este destul de scăzută în medie și variază în timp, reflectând modul în care există multiple influențe asupra prețului argintului. În mod similar, faptul că argintul este evaluat în dolari americani înseamnă că tinde să fie corelat negativ cu cursul de schimb al dolarului. Acest lucru poate oferi o acoperire utilă pentru un portofoliu de investiții denominant în dolari americani. Dar figura așa se arată că această relație este mai slabă decât se presupune adesea și de asemenea variază semnificativ în timp. Rentabilitatea investiției pentru orice clasă de active variază în funcție de perioada de, de timp luată în considerare, iar corelațiile dintre clasele de active fluctuează de asemenea în timp. Prin urmare, este instructiv să luăm în considerare dacă constatările noastre cu privire la performanța relativă a argintului diferă dacă examinăm o subperioadă istorică diferită. Având în vedere acest lucru, figura 7 prezintă statistici rezumative echivalente pentru ianuarie 2010 până în iunie 2022, reprezentând perioada de după criza financiară globală. Aceste statistici arată că randamentele medii ale investitorilor în majoritatea claselor de active în această subperioadă post-GFC nu sunt substanțial diferite de randamentele din întregul eșantion. Argintul încă prezintă corelații relativ scăzute cu alte clase de active decât aurul. De fapt, corelația sa cu acțiune este oarecum redusă. Deși raportul Sharp pentru argint este oarecum mai scăzut în această superioadă, nivelul este foarte similar cu aurul, indicând randamente comparabile ajustate la risc pentru aceste două metale prețioase în această superioadă. Da, corelația Sharp arată aici, arată Sharp, 0,12 pentru argint și 0,14 pentru aur. La mărfuri este pe minus. Acțiuni 0,71. Acțiuni de piață 0,57. În curs de dezvoltare, piața acțiuni, 0.27, adică piețe emergente. Dezvoltat piață minus 0,14 și obligațiuni 0,55. Da, deci pierderea e mai mică pe, pe argint. Bun, argintul într-un portofoliu optim. Capitolul anterior a prezentat dovezi că argintul ar putea îndeplini un rol de diversificare potențial valoros într-un portofoliu eficient de active deținute pe termen lung. Lucru pe care vi-l tot spun și îl repet, dacă cumpere argint, cumpără o dată pe lună, dezvoltă acest obicei, cât poți, cât îți permiți, dacă ai salariu minim pe economie, ia măcar o monedă pe lună, e un milion jumate acum. Și nu este o schemă ponzii, adică trebuie să cumperi 5-10 ani, 15 ani, 20 de ani și când evoluează piața, când sunt acele sărituri ale prețului în sus, în jos, când e în jos poți să cumperi mai mult, bineînțeles. Dar când sare prețul argintului, poți să-l schimbi cu aur, cu platină sau eventual îl vinzi și îți faci treaba cu banii de care aveai tu nevoie să îți faci. Bun, în această secțiune luăm o serie de simulări dinamice de optimizare a portofoliului pentru a întreprinde o evaluare mai riguroasă dacă argintul ar trebui să aibă o alocare conse consecventă într-un portofoliu cu mai multe active. Simulările de optimizare sunt efectuate cu scopul de a maximiza randamentele ajustate la risc ale portofoliului sub diferite constrângeri menite să reflecte preferințele de risc diferite ale investitorilor. Clasele de active pe care le luăm în considerare pentru acest exercițiu de optimizare a portofoliului sunt aceleași cu cele pe care le-am analizat în capitolul 2. Aur, mărfuri coș larg, acțiuni, piață dezvoltată cu capitalizare mare medie, piață dezvoltată cu capitalizare mică și piață emergentă. Și obligațiuni, piață dezvoltată și piața emergentă. Pentru a ne asigura că simulările de optimizare a portofoliului nu au ca rezultat concentrarea tuturor deținilor într-un singur activ în perioadele în care acesta depășește performanța și pentru a ne asigura că portofoliul rămâne suficient de diversificat, impunem limite limite superioare și inferioare, ponderii individuale, active în portofoliile optime. Aceste limite reflectă de asemenea faptul că investitorii nu sunt în măsură să urmărească strategii de alocare a activelor perfect foresight în lumea reală. Constrângerile impuse portofoliului sunt prezentate în figura 8. Alocările optime de active sunt reestimate pe o lună continuă pentru perioade de deținere de 5 ani în întregul eșantion de date. A fost alasă perioada de deținere de 5 ani deoarece acesta este minimul recomandat în general de consilierii financiari. Reestimarea alocărilor de portofoliu pe o bază continuă ne asigură apoi că evoluăm performanța într-o varietate de condiții de piață pe perioada eșantionului. Da, vă tot spun, cumpărați până în 2030 cel puțin argint și uh, cu siguranță rata de investiție, recomandarea de la Oxford o să crească în timp până în 2030, o să mai crească. Dacă acum ei recomandă între 4 și 6%, cu siguranță o să, o să crească spre 10% lejer. Bun, estimăm trei portofolii reprezentative pentru niveluri scăzute, medii și ridicate de toleranță la risc, pentru fiecare fereastră rulată de 5 ani. Aceste niveluri de risc reflectă diferite percentile în distribuția baterilor standard pe întregul eficient. Frontier <coughs> Care este o alocare rezultată din maximizarea randamentelor pentru un anumit nivel de risc pentru fiecare portofoliu estimat? Cele trei niveluri de risc pe care le examinăm sunt: risc scăzut, percentila de 25% din abaterile standard, risc mediu, percentila de 50% din abaterile standard și risc ridicat, percentila de 75% din abaterile standard. <coughs> Pe baza fiecăruia dintre aceste niveluri de toleranță la riscul investițiilor, ponderile medii alocate argintului în portofoliile de investiții eficiente pe 5 ani sunt prezentate în figura 9. Pe parcursul perioadei noastre istorice de eșantion, ianuarie 1999, iunie 2022, alocarea optimă medie la argint pentru o perioadă de deținere de 5 ani variază de la 4,4% într-un portofoliu cu risc scăzut la 4,9% într-un portofoliu cu risc mediu, și portofoliul cu risc ridicat având o alocare medie de 4,7%. Acest lucru reflectă caracteristicile argintului, având unele dintre proprietățile unui instrument de refugiu, dar și volatilitate mai mare decât alte active defensive, cum ar fi aurul și obligațiunilor. Da, chestia cu volatilitatea ca risc este să conștientizezi faptul că volatilitatea când scade, adică spre exemplu, nu știu, argintul e acum 20 de dolari și scade brusc la 5 dolari uncia. Pe păi, atunci să nu mai cumperi câte o monedă, cumperi câte patru monede. Da, și bă, ideea este că această volatilitate se poate întâmpla să țină 5 ani, 10 ani și da asta vă și spun, cumpărați pe, pentru termen lung, pentru că dacă el scade și rămâne acolo 5 ani, 10 ani, Și ă, luând în considerare pentru ce va folosit argintul, nu cred că o să rămână atât de mulți ani scăzut. Dar atunci este o perioadă de a cumpăra masiv sau cât îți permiți, evident, dar să cumperi mai mult, a și ideea. Bun. Figura 10 oferă o defalcare completă a ponderilor pentru toate clasele de active. După cum este de așteptat, constatăm că investitorii cu risc scăzut tind să aibă o pondere mai mare a portofoliului față de obligațiuni și aur. În timp ce investitorii cu risc ridicat au o pondere relativ mai mare față de acțiuni. În special, estimările noastre pentru alocarea optimă a argintului par semnificativ mai mari decât deținerile din majoritatea portofoliilor de investitori instituționali, despre care estimăm că nu depășesc 0,2% în medie. Pondere optime ale portofoliului. Cu risc scăzut, 4,4% argint, 5,8% aur. Investitor cu risc scăzut. Păi, stăm așa, barosane că nu e așa. Adică, pentru cei cu risc mediu, recomandă argint 4,9% și aur 3,7% și risc ridicat 4,7% și aur 3,4%. Deci îți recomandă să cumperi mai mult argint decât aur. Să investești mai mult în argint decât în aur. Da. Cei cu risc scăzut să rămână cu să cumpere mai mult aur. Da. Deci cu siguranță argintul o să o să crească substanțial în preț. Portofolii optime pentru următorul deceniu. Hai să vedem. Păi, dacă ei recomandă aici să investești mai mult în argint ca și procent decât în aur cu siguranță o să recomand de argint, evident. Ia să vedem. La momentul redactării acestui articol, piețele se confruntau cu un dezastru pe scară largă, deoarece sentimentul investitorilor a fost afectat de o mulțime de preocupări, inclusiv încetinirea economică din China, războiul Rusia-Ucraina, creșterea inflației și înăsprirea politicii băncii centrale, dar lecția din corecțiile anterioare ale pieții, este că aceste perioade de incertitudine pot oferi oportunități valoroase pentru investitorii pe termen lung. Pentru a înțelege mai bine aplicațiile investiționale ale acestui mediu de piață în schimbarea rapidă, am folosit modelul economic global Oxford pentru a investiga comportamentul potențial al argintului în raport cu alte clase de active în următorii 10 ani până în 2032 a modelului Oxford. Anexa 2 oferă o descriere, da. După cum este descris în caseta 1, scenariul nostru de referință este că economia globală va evita o scădere severă în anul viitor, cu presiune asupra băncilor centrale pentru a năspri relaxarea politicilor pe măsură ce trecem în 2023 și rata inflației scade. Având în vedere că piețele majore de acțiune au înregistrat deja scăderi de două cifre, nu ne așteptăm la noi scăderi semnificative. Prețurile obligațiunilor sunt acum mai echilibrate, așa că ar trebui să poată oferi calități îmbunătățite de diversificarea portofoliului. Dar este posibil ca prețurile materiilor prime să scadă pe termen scurt, pe măsură ce perturbările tranzitorii ale lanțului de aprovizionare se diminuează. Credem că prețul aurului va fi de asemenea sub presiune pe termen scurt, pe măsură ce fluxurile de refugiu scad și incertitudinea se va diminua. Deși este probabil ca mișcările prețului argintului să rămână corelate cu aurul, prețul argintului ar trebui să fie oarecum izolat de această corecție a pieței, dat fiind că nu a fost umflat în aceeași măsură ca aurul, după cum se reflectă în raportul aur-argint. Argintul va beneficia de asemenea de pe urma întăririi cererii industriale. Într-adevăr, așa cum s-a menționat în capitolul 2, argintul este de asemenea probabil să beneficieze de o perspectivă structurală a cererii mai pozitive pe termen mediu, având în vedere utilizarea sa multiple tehnologii verzi, ceea ce indică faptul că este posibil să intrăm într-o perioadă în care raportul preț aur argint se schimbă înapoi în favoarea argintului, lucru pe care vi-l tot spun. Că argintul, raportul dintre aur și argint se va micșora la un moment dat, și atunci ai ocazia, dacă îți place mai mult aurul, să faci schimb de argint cu aur. Da? Folosind ipotezele noastre de referință pentru randamentele activelor, calibrate pentru a include un ciclu de piață în următorii 10 ani. Împreună cu o matrice coerentă cu varianță, -covarianță, investigăm comportamentul potențial al argintului în raport cu alte clase de active și rolul său într-un portofoliu optim în cadrul nostru, previziunile de referință pentru următorul deceniu. Impunem aceleași constrângeri de pondere minimă și maximă pe clasă de active ca și în simulările de optimizare a portofoliului pentru perioada istorică. Alocările optime de active sunt apoi reestimate pe o lună continuă pentru perioade de deținere de 5 ani în următorul deceniu. După cum se arată în figura 11, acest exercițiu indică faptul că alocarea optimă pentru argint variază de la 5,6% pentru un portofoliu cu risc scăzut la 6% pentru un portofoliu cu risc mediu și 5,8% pentru un portofoliu cu risc ridicat. Aceste alocații sunt oarecum mai mari decât media alocărilor optime estimate folosind date istorice, care reflectă perspectiva mai pozitivă pentru argint în comparație cu istoria recentă. Bun, caseta 1. Perspectivele de bază a economiei Oxford. Oxford Economics, cea mai recentă prognoză de bază, presupune o aterizare slabă pentru economia globală pe termen scurt în următoarele 12 luni, care ar trebui să susțină creșterea profiturilor și randamentele. Prognoza PIB-ului global OE pentru 2022 este de 3%, după care ne așteptăm ca o creștere medie de aproximativ 2,7% în următorul deceniu. Ma! Așa slab. Bun, la nivelurile de active, previziunile de referință indică o creștere medie anuală a veniturilor din acțiunile pieței dezvoltate la mijlocul unei cifre în următorul deceniu. Aceasta ar fi mai lentă decât creșterea observată în ultimii 5 ani. Deși nu este semnificativ mai mică, piețele de acțiuni dezvoltate puternice vor susține de asemenea randamente mai mari pentru EM. Deși piețele globale de obligațiuni au suferit unul din cele mai proaste începuturi de an înregistrate în 2022, ne așteptăm ca forțele care conduc aceste scăderi să fie temporare. O caracteristică cheie a acestui ciclu a fost sincronizarea largă a politicii monetare, în mare parte absentă în trecutul recent. Deși derularea pe venit fix a fost dureroasă, randamentele mai mari fac obligațiunile mai atractive dintr-o perspectivă pe termen mediu datorită beneficiilor de raport și diversificare care au fost deosebit de slabe în mediul cu randamentul scăzut din trecut. Da, aici așa este faptul că sincronizarea largă a politicii monetare la nivel global înainte nu prea era. Și cu siguranță asta va aduce o schimbare pozitivă. Credem că forțele dezinflaționiste din ultimele decenii se vor dovedi încă vii pe măsură ce ieșim din pandemie și consecințele conflictului dintre Rusia și Ucraina. Vedem că inflația globală atinge un vârf în 2022 și de obicei randamentele obligațiunilor au fost decente după vârful inflației. E vor oferi în continuare randamente superioare, dar convergența cu AE va relua pe termen mediu, deoarece politicile demografice și macropolitice încă conservatoare vor începe să ofere randamente și volatilitate mai scăzută. În comparație cu alte active luate în considerare în portofoliul nostru, perspectivele pentru mărfuri sunt relativ slabe. Creșterea puternică a prețurilor mărfurilor în perioada 2021-2022 din cauza întreruperilor aprovizionării, războiul din Ucraina și creșterii cererii după pandemie se de să fie urmată de o scădere a prețurilor mărfurilor pe măsură ce condițiile de ofertă se normalizează și cererea se ușurează. Ne așteptăm la scăderea ale prețurilor până în 2025 după care tendința pe termen lung va fi mai pozitivă, determinată în special de cererea crescută de metale pentru tranziția la energia curată la nivel global, adică la energia verde. Și avem și concluzia. Argintul cuprinde atributele instituționale ale unui metal precios, oferind în același timp o gamă largă de aplicații industriale active, în timp ce mișcările prețului argintului sunt strâns corelate cu aurul, Analiza noastră indică faptul că caracteristicile sale de rentabilitate sunt suficient de diferite pentru a face din acesta un instrument valoros de diversificare care justifică propriul angajament de portofoliu. Pe baza analizei a peste 20 de ani de date istorice pe piață, simularele noastre indică faptul că un portofoliu eficient de investiții ar fi avut o alocare de 4,9% la argint pentru un investitor cu risc mediu, mai mult decât atât, așteptând cu nerăbdare următorul deceniu, proiecțiile noastre economice de bază și perspectivele de consolidare a cererii structurale pentru argint indică o alocare optimă a portofoliului de argint cu risc mediu și mai mare de 6%, având în vedere că portofoliul mediu de investiții are doar o expunere indirectă la argint de aproximativ 0,2% printr-un coș de mărfuri. Acest lucru sugerează că administratorii de investiții ar trebui să ia în considerare cazul pentru o alocare mai semnificativă a argintului. Da, deci ei spun că o să fie și mai mare de 6% și eu v-am zis că o să fie de cel puțin 10% lejer. Deci argintul nu doar că are o valoare semnificativă și. Va crește, dar uh, și importanța lui într-un portofoliu de investiții începe să crească. Și începe să crească la modul serios. Bun, aici este anexa 1, sursele de date, și anexa 2, modelul economic global Oxford. Cam, uh, cam asta a fost pentru azi, dragi prieteni. Abonați-vă din interes pentru o viață de succes. Vă pup și aveți grijă de voi!